Salutare și bine v-am găsit! Eu sunt Filip, iar astăzi vom vedea ce este esențial să ții cu tine când mergi cu bicicleta. Tot timpul când mergi undeva cu bicicleta este bine să ții anumite lucruri cu tine. Iar astăzi vom vorbi despre lucruri pe care să ți le iei cu tine când mergi pentru scurtă perioadă de timp, într-o excursie mică și lucruri pe care să ți le iei când mergi pentru o bucată mai mare de timp, pentru una sau mai multe zile. Începând cu perioada scurtă de timp, cele mai esențiale lucruri sunt un telefon. Este foarte important să ai un telefon cu tine, pentru că acesta este lucrul care te aduce în contact cu alte persoane dacă păzești ceva sau dacă te pierzi, acest lucru poate salva viața. Opțional, un ciclocomputer care să te ajute. Un portofel cu bani și acte de identitate. Acest lucru este ca să te poată recunoaște alții și în caz că plătești ceva, tot așa, este de siguranță. Și chei. E bine să ai tot timpul cheile cu tine, nu știi ce se întâmplă de la casă, de la orice, ai tu chei, trebuie să ai cu tine cheile. Toate aceste lucruri pe care ți le iei cu tine într-o tură scurtă cu bicicleta pot să fie depozitate în mai multe locuri, după cum știm. Cele mai cunoscute locuri și cele mai bune sunt în saddlebag. Saddlebag-urile sunt foarte eficiente, ți le pui spatele și ei și nu mai ai probleme, poți să uiți de ce lucruri ai cu tine, rămân acolo și sunt foarte bine asigurate. Acum, saddlebag-urile vin în mărimi mai mari sau mai mici, depinde ce vrei să iei cu tine. Dacă vrei să iei cu tine și mai multe camere sau alte chestii care sunt aici, mâncare, este bine să-ți iei unul mai mare. Dacă nu, acesta poate să facă treaba. Și atunci punem cheile și actul de identitate, portofelul și banii. E bine să le ai tot timpul cu tine. Alt mod de depozitare al lucrurilor pe care vrei să le ți le iei cu tine este un ghiozdan micuț. Un ghiozdan micuț, să zicem, nu este cea mai favorabilă metodă pentru toată lumea, dar își face treaba dacă vrei să iei mai multe lucruri cu tine. Și cea de-a treia metodă prin care să-ți iei lucrurile cu tine este buzunarul din spatele tricoului de ciclist pe care l-ai tu. În schimb, nu recomand tot felul de poșetuțe și bagajele mici pe care să le pui pe top tube sau în alte locuri pe ghidon, decât dacă ai o bicicletă de oraș și atunci te plimbi între serviciu și acasă sau faci commute dintre o localitate și alta. Continuând, lucruri de care tot timpul ai nevoie să ți le iei cu tine, dacă mergi pentru o scurtă perioadă de timp și în apropierea casei, să zicem că nu ai nevoie. Ai nevoie doar de ce am arătat până acum. Dar dacă mergi pentru o perioadă mai mare de timp, să zicem pleci la o distanță mai mare de 20 de km de casă, este bine să ai tot timpul cu tine o cameră sau două. Camerele sunt importante pentru că dacă rămâi cu cauciuc spart sau cu o cameră spartă, trebuie să te întorci pe jos acasă sau să ceri ajutorul cuiva. Așa, dacă ai o cameră cu tine, știi că te poți întoarce acasă, poți să-ți continui traseul, poți să-ți continui ziua frumoasă. Și atunci, camerele sunt bine tot timpul să le ai cu tine. Poți să iei o cagulă, cagula te păzește și de praf și de vânt în față și de noxe de la mașini, totul, cagula asta te poate ajuta. Mie mai îmi place să iau cu mine când merg cu bicicleta și o pereche de ochelari, depinde cum este vremea afară. Dacă este norat sau este pe seară sau de dimineață, iau niște ochelari transparenți care să mă protejeze numai de muște și de vânt. Dacă merg în timpul zilei și este soare afară și îmi bate lumina în ochi, niște ochelari de soare de ciclism sunt foarte buni și ei fac același lucru și te protejează și de soare. Apoi, dacă îți iei niște camere, după cum am arătat, trebuie să ai cu ce să le umfli și atunci o pompă micuță, există și variante mai mici decât aceasta mai mari, o pompă este bine să ai cu tine, chiar dacă este micuță, își face treaba. Tot așa, un lucru foarte important pe care să ți-l iei cu tine dacă pățești o defecțiune mecanică sau orice de genul la bicicletă, ți se întâmplă ceva, un multitool. Un multitool te ajută să îți verifici toate șuruburile și bulturile pe care le ai pe bicicletă, să le vezi să fie strânse, să nu ai ceva care să nu fie strâns cum trebuie. Dacă vrei să-ți ajustezi șaua sau se întâmplă vreo problemă, multitool-ul este foarte bun și ăsta încape foarte bine într-un saddlebag și atunci merge și la excursiile mici, în mai puțin de 20 de km de
casă și asta este bine să lași tot timpul cu tine în, într-un bagajel, într-un ghiozdan sau într-un saddlebag pe care știi că tot timpul iei cu tine. Este bine să lași acolo, să știi că tot timpul ai ceva de genul cu tine. Apoi, trecând la lucruri mai mari, dacă mergi pe o excursie pe mai multe zile, poți să-ți iei mai multe lucruri, bineînțeles, care să te ajute. Astea sunt opționale la traseele mici și excursiile mici pe care le facem mai puțin de 20 de km de o zi sau așa. Dar dacă faci excursii mai mari, de mai mult de 50 de km sau de mai multe zile, atunci este bine să ai și aceste lucruri. Este bine tot timpul să rămâi hidratat și să ai energie. Și atunci este bine să-ți iei unul sau două bidoane de apă sau orice ai tu energizant, un suc dulce sau ceva ce este bun, du-te și întreabă pe cineva care cunoaște aceste lucruri despre energizante și despre ce îți iei cu tine când vrei să ai energie la bicicletă. Milkshake-uri, tot felul de chestii se găsesc la orice magazin de sport, știți care e treaba. E foarte important să rămânem hidratați. Apoi, mâncare, biscuiți, sandwich-uri, batoane cu proteine, sau geluri, sunt o idee bună și acestea. Un alt lucru important, care este opțional, dar este bine să-l ai cu tine, lumini. Lumini de orice feluri, ca să te vadă lumea, de spate, de față, mai am lumini pentru ca să vezi unde mergi, nu numai ca să te vadă lumea, lumini care se reîncarcă, lumini la care schimbi bateria, tot felul de lumini sunt pe piață o grămadă. Este bine să ai lumină când mergi seara, bineînțeles, nu, ziua nu-ți trebuie neapărat, dar este bine să le ai tot timpul cu tine dacă cumva te prinde seara și nu ai lumină cu tine. Nu este cea mai fericită situație. Luminile sunt în special bune ca să te vadă lumea. Tu, ca să vezi pe unde mergi, să zicem că nu-ți trebuie neapărat o lumină, chiar dacă este indicat să vezi pe unde mergi, nu? Bănuiesc. Dar este bine să te vadă mașinile, pentru că dacă nu te văd mașinile, te expui la un risc foarte mare și ești destul de în pericol. Un alt lucru pe care îl folosesc eu sunt mănușile. Nu toată lumea folosește mănuși când merge cu bicicleta, dar mie îmi place să le folosesc pentru că, cum am mai spus, sunt muzician și atunci trebuie să păstrez mâinile. Mănuși fără degete pentru șosea, mountain bike, mănuși care îți lasă mâna să respire, dar care te și protejează și care are mici cusături și întărituri la încheieturile degetelor și a mâinii. Apoi mai sunt mănușile cu mânecă lungă, apoi mai sunt mănușile cu degete lungi. Acestea sunt mănuși de mountain bike, dar le folosesc și la șosea sau iarna când îmi este frig. Și acum ajungem la echipament. Eu acum urmează să merg într-o excursie la Sibiu și o să vedeți săptămâna viitoare despre ce este vorba și cum a fost la Sibiu. Și am zis, pentru că merg la Sibiu, merg la Transfăgărășan. Și atunci îmi iau mai multe lucruri cu mine, mai multe bucăți de echipament pe care să le am cu mine tot timpul. Am un tricou de ciclism, o pereche de pantaloni de ciclism și apoi mai am încă un set cu un tricou și o pereche de pantaloni. Am două pentru că voi sta 3 zile și atunci dacă fac mai multe excursii e bine să ai mai multe echipamente pentru că nimănui nu-i place să stea într-un echipament umed, de la transpirație, mirositor și nici din jur nu prea te vor agrea. Apoi mi-am luat și o bluză cu mânecă lungă, pentru că sus, pe munte, este de obicei frig și atunci la coborâre este bine să ai și o bluză cu mânecă lungă. Eu voi folosi mănușile acestea la urcare, dar la coborâre de pe Transfăgărășan, acum vorbesc într-un caz special, voi folosi mănușile cu degete lungi ca să nu îmi înghețe degetele pe frâne și să pot frâna cum trebuie. Mai mi-au și o geacă de ploaie, în caz că se întâmplă orice. Această geacă de ploaie și aproape toate gecile care se găsesc pe piață speciale pentru ciclist sunt făcute să fie foarte mici și să le poți lua cu tine oriunde, în cap, în buzunarele din spatele tricoului tău de ciclist. Și atunci, în caz că plouă sau în caz că se întâmplă ceva neașteptat, este bine să ai această geacă cu tine. Acum, vorbind opționale, acestea sunt lucrurile pe care ar fi bine să ți le iei cu tine când mergi într-o excursie lungă, cum merg eu, plus, cel mai important lucru, cască, niciodată să nu uitați de cască, casca este cel mai important lucru pe care să ți le iei cu bicicleta. Poți să nu ții nimic din toate astea, pe riscul tău, dar casca trebuie să ți le iei obligatoriu. Da, acum vorbind despre opționale, cele mai opționale lucruri pe care să ți le iei cu tine,
care te pot ajuta într-un final, dar ocupă ele loc și atunci, dacă nu vrei să cari un ghiozdan după tine, este bine sau nu este bine, tu decizi dacă le iei sau nu. Un antifur de bicicletă. Eu ăsta nu-l iau cu mine tot timpul, dar acum, cum merg 3 zile, am zis că îl iau cu mine ca să fiu sigur că dacă vreau să intru undeva, să am unde să-mi las bicicleta și cum să-mi o las asigurată, fără să nu mă mai găsesc când mă întorc. O mică poșetuță în care să-ți ții lucruri medicale în caz că te lovești, caz sau ești singur, este bine să ai câteva pansamente, betadină, dezinfectant, ceva care să te ajute să-ți poți rezolva rănile pe loc. Și o pereche de pantaloni lungi în caz că se întâmplă ceva, dar asta este pentru excursia mea la Sibiu. Sper că v-a plăcut acest video. Eu v-am prezentat cam tot ce o să-mi iau eu cu mine în această excursie la Sibiu, adică îmi voi lua toate lucrurile cu mine, dar anumite lucruri de aici le folosesc în fiecare zi când merg cu bicicleta, când merg 10 km până în Cluj sau când merg mai departe, folosesc, cum am mai spus, mai multe lucruri. Voi decideți care lucruri vi le luați cu voi și pe care nu le luați cu voi. Sper că v-am ajutat. Anumite lucruri puteți să le luați și în călătorile scurte, dintre, de exemplu, lumini, apă, mâncare și așa. Dar sper că v-am ajutat și v-ați făcut o idee despre ce ar trebui să vă luați cu voi când mergeți cu bicicleta. Dacă aveți orice propunere și ce vă luați voi și eu nu am spus, aștept să-mi spuneți și ne vedem data viitoare. Salut!